Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Dragi prieteni, bun venit la un nou studiu, Flăcările Iadului. Este un studiu care n-aș fi vrut niciodată să-l abordez. Și o fac nu cu mare plăcere, dar o fac că trebuie făcut și vreau să spunem de la început că nu intenționăm pe nimeni să condamnăm sau să aducem niște învinuiri, pentru că toți suntem expuși greșelilor, dar din flăcările iadului s-a făcut atâta și atâta hulă la adresa bunului nostru Dumnezeu, așa încât avem nevoie ca de la bun început să spunem că ne așteaptă un studiu zguduitor, dar cred că va fi folositor pentru noi ca să ne verificăm ce credem și care este adevărul, care este fundamentul a ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, dreptatea lui, bunătatea lui și planul lui de a termina odată cu toate necazurile pe acest pământ și din univers. Astăzi mă bucur să fim împreună cu pastorul Rămașcu Iulian. Bun venit la studiul acesta. Mulțumesc mult de invitație. Și cu Oracle Iliana. Mă bucur că ești alături de mine astăzi. Mă bucur că sunt și eu aici. Și vrem ca să fim alături toți, împreună cu dumneavoastră, alături de acela care este Tatăl nostru iubitor. Roagă-te împreună cu noi, Lili, la început. Părinte Ceresc, venim înaintea ta, Doamne, să-ți mulțumim că în Sfintele Scripturi te descoperim ca pe un Dumnezeu și drept și bun. Amin. Plin de dragoste, dar și cu multă, multă înțelepciune față de tot ce se întâmplă pe pământ. Da, ajută-ne ca studiind acest studiu de astăzi să te cunoaștem mai bine, să te reprezentăm mai bine, să-ți cinstim numele în fața întregului univers, da, și aici pe pământ. Ajută-ne în numele acesta. Domnului Iisus, îți cerem lucrurile acestea, fii tu învățătorul nostru, prin numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin. 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 Textul de astăzi care îl avem la începutul studiului nostru: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Niciodată mai mult ca astăzi n-a fost relevant, cel puțin pentru mine, acest text biblic. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Au fost adeseori reproșuri și poate chiar obiecțiuni, chiar și mie mi-a spus cineva: de ce trebuie la seminar să învățăm confucianismul, zoroastrismul, taoismul, darwinismul, o grămadă de isme, jainismul, toate ismurile astea, atâtea și atâtea, și într-adevăr când te uiți la starea și la harta religiilor lumii, aici avem un tort, dar nu e tort, e o, și nici nu e plăcintă de mere, cum se spune, apple pie, da, dar e o stare atât de jalnică a planetei noastre, când te uiți la zecile și sutele de mișcări, într-adevăr, n-am avea nicio nevoie să studiem toate lucrurile acestea. Dar dacă luăm în considerație că pe undeva creștinismul a fost împânzit, a fost afectat de toate aceste rătăciri, toate aceste religii care ne înconjoară, atunci merită să cunoaștem toate lucrurile ca să știm, să mirosim când vine o adiere de niște învățături care nu sunt conform Sfintelor Scripturi, să le arătăm ușa în numele lui Iisus Hristos și să fie cuvântul curat, așa cum îl avem în Sfânta Scriptură. Este deplorabil faptul că în biserica creștină
Și când spun biserică creștină, asta sare în vedere tot spectrul larg, pentru că dacă te uiți la harta religiilor, 33% sunt creștini, apoi 21% musulmani și pe urmă alte procente, dar cel mai mare procentaj sunt creștinii. Deși atât de fărâmițat este poporul acesta pe care Domnul Hristos și l-a răscumpărat cu sângele lui propriu. Atât de mult l-a iubit. Și încât îți pui întrebarea că dacă la prima lui venire Satana a pregătit o societate atât de ciopărțită, erau saduchei, farisei, esenieni, irodieni, erau fel de fel de fracțiuni. Atunci timpul în care trăim noi este și mai mult fărămițat, ciopărțit. Și aceasta se observă nu doar în lumea politică, care a fost prevăzut în Daniel capitolul 2, așa cum lutul e amestecat cu ferul și nu se pot uni, așa împărățile nu se vor uni una cu alta, dar aceasta este tocmai în domeniul legăturilor cu Dumnezeu, domeniul religios, care ar trebui să fie o biserică, un creștinism unit ca să pregătească lumea. Este Satana a făcut ca să fie un creștinism atât de dărâmat, atât de fragmentat, încât ne punem întrebarea cum va rezolva Domnul această mare problemă. Și lecția de astăzi este studiul pe care îl studiem, Flăcările iadului. Este un subiect care a adus foarte multe controverse și multe frământări. Aș vrea ca de la bun început să ne gândim. Oare ce îl constrânge pe un om ca să se apropie de Dumnezeu? Dacă aveți alt cuvânt, ce îl constrânge sau ce ar trebui să îl constrângă? Pentru că e clar că reacția este diferită. Unii oameni o fac acest lucru din frică, teamă, panică, în mod normal, așa cum ne descoperă Scriptura, dragostea lui Hristos trebuie să ne constrângă. Sau este textul de la Romani, capitolul 2, îmi spune, oare nu vă îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu la pocăință? Nu vedeți că dragostea, bunătatea lui vă îndeamnă. Așa că domnul Iulian a oferit un alt termen. Deci Dumnezeu nu constrânge, ci Dumnezeu ne strânge. Aici este un verset care spune căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă să cotim că unul singur a murit pentru toți deci au murit, adică tot ce este omenesc trebuie să moară, trebuie să trăiască, să ne trezim la o viață nouă, să ne trezim la când spunea Domnul Hristos în discuția lui cu samariteanca, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei, spune el. Dar vine ceasul, spune că când adevărații închinători se vor închina Tatălui, cum? În duh și în adevăr. Căci de acești închinători își dorește și Tatăl. De aceea aș vrea ca să rezolvăm câteva întrebări. Prima întrebare la care ne gândim este axată pe versetele de la Marcu 9, 42 la 48. E vorba de niște cuvinte pe care le-a spus Domnul Hristos. Să-și lege o piatră mare de moară de gât și să fie aruncată mare dacă face pe cineva să păcătuiască. Dacă mâna te face să păcătuiești, să fie tăiată, dacă piciorul la fel să fie tăiat, ochiul să fie scos, mai bine fără mână, fără picior, fără ochi, decât să le ai pe toate și să fie aruncat în ghienă. Și aici expresia, unde focul nu se stinge și vermele nu moare. Da. Despre și ce fel de foc, despre ce fel de vermi nemuritori
merge vorba aici. Este un pasaj specific în care hermeneutica n-a funcționat corect. Hermeneutica este știința interpretării. Ori în momentul în care oamenii citind textele au ajuns, probabil că le-a convenit, corespundeau și cădeau bine pe explicațiile, pe viziunea filozofică pe care o aveau păgânii despre sufletul care trăiește dincolo, despre faptul că oamenii sunt într-un fel nemuritori, minciuna strămoșă, eternă, că nu i-a fost timp, de la veche, cât pământul. Veche cât pământul, de la început, minciuna de la început. Dar hotărât este, că nu veți muri, a dar spus este, șarpele. Da, da, dar este totuși un neadevăr, ținând cont de contextul larg al Bibliei. Deci un text pe care nu-l înțelegi și zici, a, vierbele lor nu moare. Bine, în afara faptului că să vedem ce înseamnă viermele. Dar în afara acestui fapt, chiar este un exemplu clar de interpretare greșită. Deci nu înseamnă că oamenii, flăcările într-adevăr, vor arde permanent și că viermele, ce ar însemna el, într-adevăr, nu se termină. Adică nu există vierme care să nu moară și el la rândul lui. Dar vroiam să discutăm un pic de... Deci, totuși, trebuie să fim conștienți, există astfel de texte în Biblie. Cum le interpretăm? Cum găsim rezolvarea? Pentru că pe baza lor, de exemplu, avem în credința catolică, n-am nimica cu frații catolici, n-am nicio problemă, dar totuși trebuie să fim conștienți. Este o filozofie care sperie oamenii. Această filozofie a iadului veșnic, a flăcărilor, a chinurilor veșnice, e adevărat că pe aici, pe acolo, Biblia vorbește despre pedeapsă. Dar nu este în felul în care este descris sau explicat că există purgatoriu, că există iad, purgatoriu și paradis. Da? Deci sunt niște lucruri care nu au bază biblică în mod deosebit în ceea ce privește iadul și purgatoriu. Și înainte de a răspunde la întrebarea în legătură cu viermele, focul veșnic, permiteți să spun un lucru foarte important și cred că pentru unii interesant. Scriptura a fost scrisă pentru oameni. Dar oamenii sunt de fapt împărțiți în două categorii din punct de vedere biblic, și anume oamenii firești, pământești, care gândesc pământești, și oamenii duhovnicești. Despre acest lucru Apostol Pavel spune foarte clar la 1 Corinteni capitolul 2, începând cu versetul 14 și în continuare spune: dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Și apoi capitolul 3 continuă: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Ca la grădiniță. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți feri și nici acum nu le puteți feri, pentru că tot lumești sunteți. Întrebare interesantă. Da, da. Biblia sau mesajul biblic Dumnezeu îl scrie pentru toți oamenii. Da. Mai mulți fac parte din categoria celor lumești sau firești, mai puțin din cei duhovnicești. Și de ce Apostolul Pavel, când spune aceste lucruri, de fapt descoperă două concepții despre Dumnezeu. Unul vede pe Dumnezeu duhovnicește așa cum el și este, altul vede firește. Și pot să aduc ca exemplu o situație în Biblie când parcă s-ar contrazice două pasaje. Deci 2 Samuel capitolul 24, versetul 1, unde spune că Domnul a stârnit pe David și a făcut numărătoarea. Și după aia scrie că s-a mâniat pe el. Aceeași istorie în 1 Corinteni 21:1 scrie că Satana l-a țățat pe David. Și atunci apare întrebarea, pe cine? Deci atunci când citim Biblia trebuie să înțelegem că Biblia a fost scrisă pentru aceste două categorii și unii îl percep pe Dumnezeu într-un fel, unii altul. Unii îl văd pe Dumnezeu ca dur, aspru, tiran și ei mai mult din frică fac, da? Pedeapsa, așteaptă pedeapsa. Unii care l-au cunoscut pe Dumnezeu așa cum este, deci au perceput părțile duhovnicești, îl văd pe Dumnezeu altfel. Și de ce în istoria cu David, unul poate să înțeleagă că da, cu adevărat, Dumnezeu l-a țățat ca pe urmă tot Dumnezeu să-l dea în cap. Dar de fapt, Satan e cel care face. Și atât, în percepere acestor lucruri este și întrebarea cu viermile, cu focul veșnic, iarăși. Unii pot percepe lucrurile astea așa cum este, literar, dar dacă studiem mai profund, înțelegem că lucrurile astea sunt
figurative, deci Dumnezeu folosește uneori alegorii, lucruri figurative pentru ca să descopere de fapt un adevăr. Ți-amintești când Domnul Hristos spunea de poziția de aluatul fariseilor și al lui Irod? Da, sigur. Da. Cum a reacționat Domnul Hristos când ei au înțeles literal ce a spus Domnul Hristos? Chiar s-a supărat pe ei. Da. Chiar nu înțelegeți? Voi chiar nu înțelegeți că nu e vorba de pâini, e vorba de învățătura fariseilor și... Chiar aș vrea să știți, Marcu 8 cu 15 la 22, 21, sunt câteva versete și să vedeți cât de rar Domnul Hristos se adresează cu așa, să zic, seriozitate față de ucenicii săi. Uh-huh. Chiar citiți versetele astea să vedeți Marcu 8. Dacă cuvintele Domnului pot fi interpretate greșit, cum se uită Dumnezeu la lucrul ăsta? Uh-huh. 8 cu 15. Iisus le dădea în grijă și le zicea, luați seama să vă păziți de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă n-avem pâini. Uh-huh. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Da, deci și mai departe. Da. Este în Matei, capitolul 16, versetul 12, chiar spune că mergea vorba despre aluatul cărturașii ai fariseilor, de învățăturile lor. Deci Domnul Hristos spune, aveți inima împietrită? Deci, cum se uită Dumnezeu când oamenii interpretează greșit cuvintele Lui? Da, se întristează. Absolut. Deci asta este, de fapt, călcare de poruncă. Atunci când se spune să nu iei în deșert numele Domnului. În momentul în care tu prezinți greșit caracterul lui Dumnezeu sau pasaje din Biblie și în felul acesta tu arunci o umbră, dar se poate spune câteodată chiar o dezonoare la adresa lui Dumnezeu, care nu este așa cum îl vedem noi. Adică poate să fie Dumnezeu care în toată Scriptura este prezentat ca dragoste, gata să ierte, milos, îndurător, intră în situațiile noastre, ne ajută când ne este greu și să spunem că El o să pedepsească în chinuri veșnice pe păcătoși, pe cei care au greșit, pe copiii lui, hai că zicem păcătoși, dar sunt copiii lui și ar putea un tată să se uite la copiii lui o veșnicie, miliarde de ani și să fie mulțumit și să îi se pară că așa trebuie. Deci în asta și este, iată, secretul acesta, da? Că cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau sunt firești, așa îl percepe El. Asta este tragedia și durerea. Dur, sever, pedepsește, pedepse aspre, ei se tem de această pedeapsă și ei și-au format așa un Dumnezeu. Deci, de fapt, diavolul a inspirat gândul ăsta ca să-L vadă așa pe Dumnezeu. Vedeți ce Dumnezeu vieți. La ce mi s-ar ajungem dacă luăm literal cuvintele Domnului Hristos care a spus, dacă mâna te trage la păcat, tai-o. Piciorul, taie-l, ochiul, să fie scos. Ajungi la ceva absurd. Imaginează-ți că... O societate de handicapați. Îți tai o mână, da? Da. Păi, o mai ai pe două. Dacă cu mâna nu mai faci păcatul, cu a doua. Dar pe a doua de-am cum ți-o mai tai? Sau un ochi. Scoți un ochi, păi, dar cu al doilea, dacă vezi bine, nu tot păcătuiești. Da, deci, dacă stai și unii oameni chiar au făcut, literalmente, au interpretat asta. Ce a făcut Inchiziția? Da, au tăiat mâinile, au tăiat, mutilau pe oameni. Da. Dacă vă amintiți chiar Origena, pe el s-a mutilat. Țineți minte că s-a scopit ca să nu avea probleme cu porunca a șaptea și ca să nu mai curvească. Da, s-a gândit că rezolvă problema. S-a gândit că rezolvă problema, dar pe urmă dat seama că de fapt trebuia altă parte tăiat, nu unea tăiat el. Da, problema începe de aici din cap și Domnul... Nu știu cum se uita Domnul Hristos când făcea Origen lucrurile astea. Plângea sau râdea? Cred că Domnul plângea. Se întresta de felul cum a înțeles oamenii aceste cuvinte ale Domnului Hristos. Da, deci trebuie să înțelegem și este bine să înțelegem acolo unde e metaforic, să nu lărgim, să nu tragem niște concluzii eronate pe baza unor interpretări ori prea stricte, ori prea largi. Deci trebuie să vedem, să lăsăm Scriptura. Scriptura e atât de clară. Și despre subiectul acesta pe care noi îl studiem un trimestru întreg, Scriptura, într-adevăr, are foarte multă informație și foarte clar. Dar asta necesită de la noi, cititorii de astăzi, oamenii de astăzi, să studiem mai profund Scripturile. Ce avea Domnul Hristos în vedere când a spus... De ce vezi tu paiul din ochiul aproape tău și nu vezi că tu ai o bârnă,
Odita mai bârnă. Ce înseamnă bârnă? În germană mă uitam Balken, adică o balcă. Care, ce figură de stil aici ai? Eu cred că Domnul Iisus Hiperbolă, clar. Sigur. Și Domnul Iisus folosea aceste cuvinte mai dure, mai radicale, pentru că era nevoie de o schimbare radicală a viziunii. Și deci la Dumnezeu ce? Vroia să taie la rădăcină. Deci problema așa care ieșea la iveală, dar de la rădăcină. Exact. Adică Domnul Iisus când spune că să stai în mână, de fapt taie calea care te duce la păcat, piciorul unde te duci. Deci taie-ți drumul acesta. Da? Deci oprește-te, da? Ochii oprește-te, ca să nu se uite acolo, să nu privească. El se aștepta că cei care îl ascultau nu sunt de la grădiniță. Da. Se așteptau că ei vor înțelege. Și au înțeles ei? Duhovnicește, așa. Chiar te rog să citești la Coloseni 3:1 la 10. Interesant acolo ce a înțeles apostolul Pavel cu taie mâna, taie piciorul, scoate ochiul. Ia să vedem Coloseni 3:1-10. Lili, tu să citești 3:12-14. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ce, e vorba de moarte fizică? Ia-ți de mai departe. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Aha, care? Curvia, necurăția, patima, poftărea și lăcomia, care este o închinare la iduri. Am înțeles, Pavel, ori nu? Da. Deci nu ochiul, nu mâna, nu piciorul. Omorâți mădularele care sunt și arată... Da. El a înțeles, nu era de grădiniță. Și el, Apostolul Pavel chiar spune la evrei, dacă vă amintiți, voi care de mult trebuia să fiți profesori, voi aveți nevoie de suzetă. Versetul 14, Lili, citește. 13-14. Da, e vorba de îmbrăcare, da? Da. Astfel ca, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Cum să te îmbraci cu inimă? Fizic? Nu, clar. Fizic are sens cuvântul ăsta? Nu. Da. Mai departe? Deci inima să fie plină, să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, așa, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și așa mai departe, cum v-ai iertat, îmbrăcați-vă cu dragostea. Cum care este... Cum îmbraci cu dragoste? Dacă luăm fizic lucrul ăsta, are sens? Da, no. E clar. Deci observați, Domnul Hristos și apostolii au folosit limbaj, au folosit hiperbole, au folosit figure de stil, parabole și multe altele, simboluri. Toate astea trebuie încadrate și înțelese în contextul lor. Da, absolut. Nu fiți copii la minte, spune apostolul Pavel, ci la răutate fiți prunci. Dar la minte fiți... Da, de fapt, în notă se explică foarte bine la ce se referă acest vierme care nu moare. Nu în sensul că trăiește veșnic. Nici viermele și nici oamenii pe care viermii îi mănânc, da? Am făcut acum de curând la școală, se numesc decomposers, deci cei care descompun. Și cine descompune trupurile oamenilor după ce mor? Chiar că noi zicem că o să ne mănânce viermii, noi toți spunem așa, da? Deci este vorba de, în niciun caz că trupurile vor trăi veșnic. Dar nici viermele nu va trăi veșnic. Deci viermele nu moare în sensul că tot timpul viermii au ce mânca. Când au, dacă sunt oameni care își sfârșesc viața, îi consumă, asta este foarte clar. Nu este vorba de o viață veșnică a celor care mor, nu este vorba de un vierme veșnic sau viermi veșnici. Da. Sau foc veșnic. Sau același lucru. Pentru că întrebarea este, păi dacă este focul veșnic și nu este un foc undeva parțial, local, dar este focul peste tot pământul și Biblia ne spune că focul care va curăți și cele pământești, cele cerești, apare întrebarea ce fel de vietate poate să reziste la foc. Și așa viermele. Da. Deci în foc totul arde. Absolut. Că este trup omenesc, că este animal, că este vierme, că este copac. Deci atunci nici viermele n-ar mai trăi, dacă și-ar ar muri. Fi foc veșnic. Cum ajută Maleahii 4 cu 1 să înțelegem figura asta de stil pe care Domnul Hristos spune... unde focul va arde și nu se va stinge. Cum așa? Ia să vedem ce spune Maleahii, capitolul 4:1 și Iuda, versetul 7, despre Sodoma și Gomora. Da. Care... Maleahii 4:1. Da, căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea.
Ziua care vine va arde, zice Domnul Oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Va rămâne ceva? Nimic. Va arde, va consuma. Da. Iuda ce spune versetul 7? Sodoma și Gomora ne stau ca un exemplu. Ca pilde. Da. De ce? De pedeapsă. Unui foc? Nemuritor, veșnic. Veșnic. Da, așa. Pedeapsa unui foc veșnic. Da. Și noi arde Sodoma și Gomora? Noi care am fost de curând în Israel, datorită bunătății unor prieteni, ne-au făcut un cadou, am trecut pe lângă Marea Moartă. Și nu arde niciun foc acolo. Este acoperit tot, Sodoma și Gomora sunt sub apă, tocmai că taman sub apă nu arde focul, din câte știm noi. Așa, deci asta e un exemplu clar în Scriptură ce vrea să spună Domnul cu acest foc veșnic. Continuă, deci, și îți poți imagina, Iuliane, am dormit o noapte, o seară în hotel, în Țoar. Dar ne-am amintit și spunem, măi, o noapte și trebuie să o ștergem de aici, că nu-i de stat. N-am stat mult acolo. De fapt, când ne spune în epistola sa Iuda, deci are în vedere că a sferit pedeapsa unui foc veșnic, deci consecințe veșnice, deci pentru totdeauna. Așa. Da, pentru că însăși termenul veșnic este relativ, are mai multe sensuri. Deci dacă ne referim la Dumnezeu, Biblia ne spune în 1 Timotei 6:6, spune clar că doar Dumnezeu are nemurire și doar El este veșnic, deci El practic nu are e din veșnicii și până în veșnicii. N-are nici început, n-are nici sfârșit. Da. Când vorbim la om, deci omul are un început, dar dacă Dumnezeu îi oferă nemurirea, trăiește veșnic. Deci hermeneutic trebuie înțeles că cuvântul veșnic e în dependență la cine îl folosim. Dacă e în dreptul lui Dumnezeu? Da, și dacă e în dreptul unui om, deci atâta timp cât el trăiește, atâta este. Dacă s-a salutat Daniel cu împăratul, să trăiești veșnic împărate, dar el trebuia să moară, da? Deci nu era veșnic, da? Atâta timp cât trăiești, asta e veșnicia ta. Pentru cineva veșnicie poate fi doar 10 ani, pentru cineva 50 de ani, dar este condiționat. Dacă noi îl primim pe Hristos, el ne oferă nemurire sau veșnicie. Dar știi ceva? Am fost și în Ierusalim. Da. Și ca să înțelegem încă ceva, citește Ieremia 17:27, un verset, Ieremia 17:27 și să vă spun ce am văzut noi la Ierusalim și ce n-am văzut. Ieremia 17:27. Aici Dumnezeu, prin prorocul Ieremia, le avertizează și ei cam au încălcat și s-a întâmplat ce a profetizat Ieremia. Dar dacă nu veți asculta când vă poruncesc să sfințiți ziua sabatului, să nu duceți nicio povară și să nu aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului în ziua sabatului, atunci voi aprinde un foc la porțile cetății care va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge. Nu se va stinge. Arde foc acolo? Nu. Nu. Nu arde. S-a stins? Nu. S-a stins. Da. Deci e o figură de stil care, dacă nu înțelegem, așa ești cu focul veșnic, așa ești cu vermile care nu moare. Da, aș vrea să menționez aici cu expresia pe care folosește Domnul Iisus, va arde în focul ghienii. Da. Da, deci, de fapt, în Vechiul Testament se cunoaște istoria când afara cetății era locul acesta, Valea Fiilor lui Hinom, Ghe-Hinom. Da. Și iată, în acel loc, deci oamenii din cetate, un animal mort, gunoi, tot ce era, duceau acolo. Și pentru ca să nu se înmulțească microbii, vermii aceștia, deci salubrizare. Ardeau. Și probabil că el mocnea tot timpul, pentru că aproape poate se stingea, altcineva ducea altceva și el era continuu. Și iată, în imaginea aceasta, Domnul Iisus vrea să le redeie, da? Ca va fi ca în Valea Fiilor lui Hinom, da? Deci focul ghienii, acel foc care ar părea că nu se mai stinge, deci arde tot timpul când ieși din cetate și îl vezi. Și iată, în acest context, el vrea să descopere o imagine figurativă a felului cum va fi, nu toată veșnicia, dar perioada aceea, când va veni Hristos, perioada celor 1000 de ani, când pământul va fi în dezastru, foc, urmările lui. Ce bine că Dumnezeu spune că vorbește în multe feluri și în multe rânduri la Evrei, capitolul 1, versetul 1. Dumnezeu a vorbit în multe feluri, în multe rânduri și ca să corecteze o înțelegere greșită la ce a spus acolo, spune, apoi am văzut un cer nou
și un pământ nou. Nu era nimic vrednic de blestem acolo. Adică când va fi nou pământ, cerul nou, în univers va fi totul curat. Dumnezeu va curăți totul prin focul, chiar despre foc, ai vrea să citești la Isaia, capitolul 33, cu versetul 14. Ia-mi citește, te rog. O să găsesc întâi. Da. Isaia 33, da, cu 14. Cu 14. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. De ce? Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cine, continuă și următorul, ce cu focul ăsta mistuitor? Ce cu flăcările astea veșnice? Uh-huh. Despre cine merge vorba? Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce trage mâinile înapoi să nu primească mită, cel ce și-ar stupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Cine va putea să stea lângă flăcări veșnice? Despre cine merge vorba asta? Despre Dumnezeu. E o întrebare care o pun, păcătoșii. Mm-hmm. Cine sunt îngroziți? Păcătoșii? Noi toți. Toți. Noi? Aici suntem, ori nu? Da. Spune că în Sion e vorba de oameni credincioși. Păcătoși sau îngroziți. Cine din noi va putea să stea lângă niște flăcări veșnice? Deci Domnul este un foc veșnic. Pentru tot ce e rău. Asta, da, uite, asta e veșnic. Pentru păcat, pentru nelegire. Deci, am dorit aici să mai menționez încă un fapt care încă o dată ne convinge că focul nu poate fi veșnic și să existe oamenii care suferă veșnic. Pentru că la Ezechiel, capitolul 28, ni se vorbește foarte clar despre Lucifer. Iarăși e folosit o paralelă cu împăratul Tirului, dar descrierea de aici spune să taie în Eden, grădina lui Dumnezeu, era un hieruvim ocrotitor, e sigur că merge vorba despre Lucifer, da, satana care a căzut. Exact. Și în versetul 18 și 19 spune așa: prin mulțime nelegiurilor tale, prin nedreptate negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefacă în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Deci, dacă despre Lucifer, soarta lui se spune că va fi nimicit, va fi mistuit de foc și nu va mai fi, atunci oamenii... Cu atât mai mult. Deci e clar că focul acesta va arde atât timp cât el are ce să ardă, da? Materialul. Deci pentru cei care vor arde, pentru ei e o veșnicie sau timpul acela. Dar cât va fi el? Câteva minute, câteva ore, nu știm exact. Depinde de fiecare. Ce cu alegherii, Lili, dacă vrea să ne povestești ceva? Ce au făcut oamenii din toate... Da, deci... Interpretarea asta greșită. Una din ideile care circulă în Biserica Catolică este aceea a purgatoriului. Deci în afară de flăcările iadului există oamenii în viziunea lui Dante Alighieri, care a scris Divina Comedie, o epopee despre cum a călătorit el din infern în purgatoriu și a ajuns în paradis, interesantă din punct de vedere literar. Imaginația lucrează foarte bine, dar aceste idei nu au avut capacitate decât literar au fost interesante, dar ca să apropie pe oameni de Dumnezeu sau să reprezinte corect Sfintele Scripturi, sunt foarte departe. Dante Alighieri a fost foarte prețuit și în vremea lui și biserica l-a iubit foarte tare și pe baza scrierilor lui s-au făcut încă alte cărți și alte cărți care au speriat mii, poate zeci de mii de oameni care au fost îngroziți de aceste chinuri. Îți țin minte o povestire pe care am auzit-o și eu, când o fetiță, mergând la biserica aceasta universală, cum spunem noi, catolică, a intrat în ea așa o spaimă când a auzit că dacă ești rea, Dumnezeu te va arde. Și ai văzut cum te-ai ars la mânuță? S-a fript. Uite, așa o să te ardă Domnul dacă o să fii rea mai departe. Și vă dați seama câți oameni au fost îngroziți de lucrurile acestea. Deci astea nu sunt glume de copii, nu este un lucru care să fie
neînsemnat, e o chestie de viață și moarte. Ce crezi tu despre Dumnezeu? Ce crezi tu despre sufletul tău? Vei arde veșnic în foc? Păi dar ce spui tu atunci lumii întregi despre Dumnezeu? Da. Vei fi veșnic cu Dumnezeu, ai trăit cum ai trăit, dar Dumnezeu, dacă îți face cineva o pomană bună, mai se roagă pentru tine, ajungi în cer. Unde-i dreptatea atunci a lui Dumnezeu? Deci sunt atât de multe lucruri prin care se lovește în imaginea lui Dumnezeu, imaginea biblică, încât noi ar trebui să fim foarte conștienți că ceea ce studiem astăzi, ceea ce am studiat trimestrul acesta, este extrem de important. Mai ales ținând cont că vor veni, se prevede în Biblie și este menționat în Apocalipsă, vor veni foarte multe înșelătorii care vor avea ca bază această doctrină falsă a sufletului nemuritor. Asta a fost... în bisericile majoritare. Am aici o carticică, rugăciuni și aici o visul Maicii Domnului, câteva citate care vin ca să arate cum această proiecție diabolică asupra lui Dumnezeu a fost proiectată de către oameni care poate intenția a fost bună, dar fără să-și dea seama. Știți că până la urmă și Ioan, Iacob și Ioan a spus: Doamne, n-ai vrea ca să dăm foc asupra Samarei? Uh-huh. Și a spus Domnul: Nu știți de ce duh ești mirat. Și citând lucrurile acestea, dragilor, prietenii noștri, dacă cineva ne ascultă și deci nu vrem pe nimeni, pentru că și noi suntem și noi expuși la greșeli, oare nu? Absolut. Noi nu pretindem a avea infalibilitatea, dar trebuie să ne debarasăm de niște gânduri. Uitați-vă cât de îngrozitor se prezintă Dumnezeu. Că Maica Domnului aș fi întrebat pe Mihail: ce sunt aceștia care sunt în foc până la brâu? Mihail zice: aceștia sunt aceia care și-au blestemat părinții și așa se vor munci în veci. Dar aceștia până la grumaz, și zise Mihail, aceștia sunt curvari și așa vor să vor minci în vecii vecilor, sar peste multe. Și se duseseră la apus, văzu Maica Domnului un nor alb, luminat și mare, în mijloc și pe lături zăceau mulțime de oameni și muieri și umblau șerpi peste ei și focul ardea peste ei și întreba Maica Domnului: dar acestora cele sunt păcatele? Zise Mihail: aceștia n-au vrut să se scoale duminica și să se ducă la biserică. Așa se vor muci în vecii vecilor. M-am dus în alt loc. Erau niște scaune de foc și deau pe ele oameni, mulți, bărbați, muieri. Și zise Maica Domnului: cele sunt păcatele acestora? El zise: aceștia nu s-au sculat înainte preoților când a venit la biserică și așa se vor arde, se vor munci în veci. Și într-alt loc văzu Maica Domnului un copac mare și avea dinți de fer și pe dinți erau bărbați și muieri spânzurate de limbi și lacrima Maica Domnului și întreba pe Mihail: acestora cele sunt păcatele? Aceștia au fost volnici și s-au sfădit frate cu frate și vecin cu vecin și așa se vor munci în vecii vecilor. Sunt multe, multe, multe lucruri care, când citește asta, n-am citit, că sunt atât de macabre, unii vor fi spânzurați de limbă, care au vorbit prea mult, alții vor fi spânzurați de unghii, alții care au vorbit spânzurați cine știe de ce. Adică, imaginați-vă ce Dumnezeu prezintă toate aceste expresii. Și când te uiți la lucrurile astea, e ceva care te îngrozește. Orice om cu gândire logică, când face cunoștință cu aceste învățături, în mod normal orice om respinge un astfel de Dumnezeu. Adică nu știu cum ar trebui să fii să zici că ei, dacă așa vrea Dumnezeu, așa. Adică Hitler și Stalin sunt niște miei pe lângă acest Dumnezeu. Acest Dumnezeu tiran pe care îl prezintă oamenii. La Stalin cum era? Este celovec, este problema. Niet celoveca, niet problem. Și pleosc și s-a dus. Adică dacă este un om, avem probleme. Dacă nu-i omul, rezolvăm problema, nu mai este și îi împușca. Dar aici un Dumnezeu care nu-i nimicește, dar pur și simplu îi chinuie în vecii vecilor. Da. Și vreau că asta nu numai Biserica Catolică, Ortodoxă, dar și Evanghelică, uitați-vă, chiar și în protestantism a pătruns aceste lucruri. Jonathan Edwards scrie niște cuvinte care, uitați-vă cum îl prezintă pe Dumnezeu. Spune că deci vreau să citesc că mânia lui Dumnezeu este o componentă identificabilă prin ea însăși,
în caracterul său, spune el, și spune așa: iar eu zic că cei chinuiți în ghienă vor fi biciuiți de biciul iubirii. Și ce chin amarnic și mai cumplit este decât chinul dragostei. Adică să te iubească și să te chinuiască. Așa va fi iubirea lui Dumnezeu. Adică cei ce simt că au greșit față de dragoste suferă acolo un chin mai mare decât orice chin, fie el cât de înfricoșător. E o nebunie să socotească cineva, spunea Edwards, că păcătoșii se lipsesc în ghienă de dragostea lui Dumnezeu. Dar dragostea lucrează prin puterea ei în două feluri. Pe păcătoși îi chinuiește, iar pe cei ce au păzit cele cuvenite îi răsplătește. Adică cei din ghienă tot au parte de dragostea lui Dumnezeu și uitează ce fel de dragoste prezintă el. Când Dumnezeul cel mare și mânios s-a ridicat și a declanșat răzbunarea sa înfricoșătoare asupra păcătosului nepocăit, nenorocit, și când mizerabilul acesta va suferi greutatea infinită și puterea indignării lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va chema întreg universul să vadă maestatea sa înfricoșătoare și puterea sa măreață ce va fi arătată în aceasta. Și deși el va ști că nu veți fi în stare să suportați păcătoșilor greutatea totputerniciei sale îndreptată asupra voastră, totuși el nu vă va lua în seamă acest lucru, ci vă va strivi sub picioarele sale, fără milă. Deci asta, acolo e limbaj mai băbesc, asta folosește niște mai teologic așa. Vă va strivi sub picioarele sale, până când va face să țâșnească sângele vostru și va stropi și păta veșmintele sale cu el. Nu doar că vă va urâ, ci vă va disprețui la maxim. Și nu vreau să... E macabru ce zice. Dar ultimul cuvânt spune: Dumnezeu va fi atât de departe de a-i fi milă de voi, păcătoșilor, atunci când veți striga către el, căci încât nu va face decât să râdă și să-și bată joc de voi. Când citești lucrurile astea, stai și te gândești, de unde a găsit diavolul armata asta de oameni ca să-i discrediteze caracterul? Până la urmă e calcat de porunca a treia. Absolut. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeu. Absolut. Absolut. Uite, aici vreau un verset să vă aduceți aminte ce spune Biblia despre relația lui Dumnezeu cu păcătoșii. La Ieremie 3:17 spune așa: iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nasculți pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Știm contrastul acesta dintre un Dumnezeu care te pedepsește, arz veșnic, și un Dumnezeu care plânge, care își dă viața pentru tine. Deci asta și ideea. Noi trebuie să-L descoperim pe adevăratul Dumnezeu așa cum ne descoperă Scriptura și nu cum și noi dacă, încercăm să ne formăm concepțiile noastre. Tot Ieremia 2:19, o să vedeți ce spune Domnul, că de fapt nu Dumnezeu este acela care pedepsește pe om. Mm-hmm. 2:19, chiar citește, să vedeți cât de tu singur, este imaginea. Citește. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine. De cine pedepsește? Da. Noi singur. Însă și păcatul. Omul singur. Da, da, pentru că există această lege cauză-efect și noi dacă vom face rău, vom alege rău, vom avea consecințe rele. Asta este de o regulă care, cu foarte puține excepții, este universală. Deci păcatul vine la pachet, nu? Da, absolut. El nu vine așa. Dacă citim de la Ezechiel, capitolul 5, în verset, acolo spune... ce se va întâmpla, spune că 5 cu versetul 10. Ia chiar citește, pentru că aici arată cum omul se va pedepsi singur în ziua judecății lui Dumnezeu. Ezechiel 5:10. De aceea părinții vor mânca pe copiii lor în mijlocul tău și copiii vor mânca pe părinții lor. Cine?
părinți, copii. Cum se vor mânca unii pe alții? Cum va fi această luptă, ultima scăldare în sânge a planetei noastre? Dumnezeu îi va nimici? Nu. Îi vor cere moartea. Da. Părinții vor mânca pe copii și copiii vor mânca pe părinți. Uh-huh. Și la Ieremia, n-o să citim, acolo spune că plângeți preoților și pastorilor, eu spun și despre noi, plângeți că a venit timpul junghierii voastre. Da, dacă au fost învățăturile greșite și oamenii își vor da seama că au fost mințiți, au fost duși în eroare, nu au fost învățați corect, păi atunci să te ții. Atunci când spune în Scripturi că Duhul cel Sfânt se va retrage de pe pământ și când omul va fi lăsat în toată răutatea lui, să se desfășoare la maxim toată răutatea, de că atunci va fi cumplit. Atunci spune că vom vedea la ce este capabil omul fără prezența lui Dumnezeu, fără prezența Duhului Sfânt. Și asta ne așteaptă și probabil de asta se spune că va fi ceva ce n-a fost de când este pe pământ. Dar să nu uităm, deci toate lucrurile acestea se leagă. Dacă noi susținem într-un fel sau altul doctrina nemuririi sufletului, doctrina iadului veșnic, doctrina purgatoriului, poate sunt unii care cred în purgatoriu, dar și asta este tot o minciună și o, mă scuzați că pot să spun eu așa, dar după Scriptură e o aberație, e doar o fantezie neîntemeiată. Nebiblică. Nebiblică, da. Absolut. Da, pentru că doctrina purgatorului face pe om să nu-l mostre conștiința pentru și răul se spere. Care o faci. Da? Și se spere nu că... e o problemă. Da. Chiar dacă vei muri și nu ai fost bine în relația cu Dumnezeu, oricum se rezolvă problema. Dante îi punea în purgatoriu pe colegii lui de breaslă, pe scriitori, pe artiști. Deci ei nu sunt chiar răi ca să ajungă în iad, dar nu sunt încă nici destul de buni să fie sus în paradis. Dar trece prin purgator. Da, dar trebuie să treacă, să se chinuie un pic. Lecția viitoare, următoare, va fi despre toate aceste aberații, purgatoriu, reîncarnare, misticism, deci o să fie tratat mai de aproape. Dar aș vrea să comentez, Iuliane, Apocalipsa 14 cu 10 și vineri seara la săptămâna de rugăciune, prima vineri seara din săptămâna de rugăciune anul ăsta, la începutul anului, a fost Hans Larondel a explicat cum va fi acest chin în foc și în pucioasă și revenim. Versetul 10, am citește. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Faptul că vor fi chinuiți înaintea nu a tiranului, nu a călăului, dar înaintea mielului, îți amintești, Iuliane, despre ce mergea vorba acolo? Când spunea autorul și mi-a plăcut foarte mult, înaintea mielului. Mielul. Ce va fi? Ce fel de judecată va fi asta? Îi va pârli, va însmoală Domnul pe ei? Ce va arde pe ei? Va fi chinuiți? Dragoste. Ce va chinui? Că au respins dragostea. Conștiința. Conștiința, da. Spune că iubirea lui Dumnezeu va fi manifestată într-așa o... Dumnezeu va sta el însuși pe scaunul de condamnat și va spune, judecați-mă pe mine. Da. Ce am putut să vă fac și nu v-am făcut? Exact. V-am dat pâine. V-am dat apă, v-am dat toate cele necesare. Ce putea să mai fac pentru voi și n-am făcut? Și asta va dura foarte tare, că ai fi putut să fii în împărăția lui Dumnezeu și te găsești în afară și întorci spatele unui Dumnezeu care te iubește. Da. Și spune că Domnul Hristos va nimici cu sabia cuvântului său, adică nu îi va... Deci cuvântul lui Dumnezeu, când va întreba Dumnezeu iubitor, când vor vedea manifestarea supremă, niciodată noi am auzit mult despre iubirea lui Dumnezeu. Dar la ultima, așa mi-a plăcut de vineri seara, scump prieten, dacă găsiți această prelegere de vineri seara la începutul acestui an, m-a umplut de uimire și de bucurie. Ultima judecată va fi o judecată, Dumnezeu se va judeca cu toată lumea. De asta spune că până și satana ce va face la urmă?
va îngenunchea și va zice drepte și adevărate, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Doamne. Da. De ce spune că va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea mielului? Focul și pucioasa asta nu este altceva decât, desigur că pământul cu tot ce este pe el va arde. Da. Dar nu va fi acel foc veșnic, da, care... Am vrut să citesc Apocalipsa, da, 20 și spune clar ce este cu focul, focul care arde veșnic. Și spune versetul 14, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Deci, da, Biblia spune foarte clar ce e cu focul veșnic, iazul de foc, că de fapt e moartea a doua. Da. Și moartea a doua înseamnă dispariția veșnică. Nu înseamnă chin veșnic. Înseamnă dispariție veșnică. Înseamnă consecințe veșnice. Și dacă e să o luăm așa pe adevăratele, înseamnă un Dumnezeu bun care plânge veșnic pentru niște copii răi ce i-au întors spatele. Dumnezeu va plânge veșnic pentru ei. Se va bucura. Se va bucura pentru copiii care au ascultat. Că pământul va fi, da, nou. Da. Și oamenii care au fost arși pe rug, care au fost aruncați la fiare ca să fie sfâșiați, care li s-a tăiat capul, care au fost tăiați în două cu ferestrăul și nu și-au cruțat viața, s-au identificat cu Dumnezeu, aceia vor fi, într-adevăr, bucuria Lui veșnică. Da, corect. Perspectiva biblică, vă spun încă o dată că tare n-au vrut, au vrut să evit această macabră imagine. Porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit, nicio altă înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ sau în alpe de mai jos decât pământul. Și în cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor spune că oamenii își pot face chip cioplit nu doar din lemn, din aur, din argint sau din pietre sau din altceva, dar niște idei eronate despre Dumnezeu, imagini despre Dumnezeu, toți sunt calcare de porunca a doua. Da. Iar calcare de porunca a treia, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, este atunci când prezinți numele. Ce înseamnă numele? Caracterul lui, de reputația lui. Domnul să ne ierte pe toți și pe noi și pe alții care cumva spune din cauza voastră este hulit numele Domnului. Am copii la școală și aud din nefericire înjurând și numele lui Dumnezeu în înjurături și astăzi chiar m-au dus la disperare, chiar m-au necăjit foarte tare și a spus cum nu vă e rușine, că până la urmă Dumnezeu vă ține pe toți și ne ține și ne dă tot ce e nevoie. Cred că ei sunt copii, poate, și nu-și dau seama, dar majoritatea lumii creștine chiar nu realizează că noi înjurăm de Dumnezeu atunci când prezentăm un Dumnezeu fals. Iuliane, hai să vedem perspectiva biblică. După ce am dat la o parte tot molozul cu ajutorul Domnului, care Satana l-a îngrămădit, și se va mai stărui să prezinte pe Domnul în mod eronat. Citește 1 Ioan 5 cu 11 și 12, să ne bucurăm de în ce costă viața veșnică. Viața veșnică poate să fie o viață veșnică fără Dumnezeu, fără Hristos, o viață veșnică în păcat. 5 cu versetul... Sau închinuri veșnice. Da. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. Da. Scumpilor prieteni, mai aveți până sâmbătă încă timp ca să mai cercetați această lecție. N-am epuizat-o. Dar sper că cu ajutorul Dumnezeu ne-am debarasat de orice imagine macabră care a fost proiectată asupra bunului și iubitorul nostru Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu și chiar dacă va fi nevoit să curățească pământul, la 2 Petru spune fraților, pământul va fi, cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să ardă, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi într-o purtare sfântă și evlavioasă? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Iar focul va fi
când primăvara se ia zăpada, gospodarii buni strâng gunoaiele și fie le elimină, fie le dau foc ca să nu mai fie, să fie curățire. Dumnezeu va curăți planeta noastră prin foc. De aceea spune Petru, pământul a avut, va fi avut 3 potopuri. Uh-huh. A fost un potop de ape. De ape. Va fi un potop de foc. Uh-huh. Și încă ce potop? La al treilea nu m-am gândit. La mijloc, ce potop a fost? Un potop de iubire, la Golgota. Mi-a venit să spun, da. Dar... Dumnezeu a scaldat planeta noastră în dragostea Lui. Uh-huh. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu că asta este caracterul Lui, asta este imaginea Lui și chiar dacă va aduce curățirea, dacă eu voi fi curățit, El va plânge. Dar eu vreau să fiu cu El. Și vreau ca noi toți și toți cei dragii noștri și prietenii noștri să fim odată cu acela care atât de mult ne-a iubit. Uh-huh. Condu-ne printr-o rugăciune la picioarele acestui Dumnezeu atât de bun și minunat. Tatăl nostru, plin de bunătate, milă și îndurare, îți mulțumim pentru iubirea Ta. Amin. Noi știm, Doamne, că ai permis să fie folosite aceste declarații care par înspăimântătoare, aceste declarații mai dure, radicale, cu un singur scop, ca să ne faci să conștientizăm gravitatea nealegerii lui Iisus Hristos în viața noastră, da, gravitatea și grozăvia păcatului. Da, Doamne. Aș-ne, Tată bun, să acceptăm sfaturile, avertizările Tale, pentru ca noi, Doamne, să fim printre cei care vom fi împreună cu Tine în veșnicie, da, datorită vieții veșnice pe care ne vei oferi prin Iisus Hristos. Da. Îți mulțumim, pentru că aceasta este dorința Ta, salvarea păcătosului și nu pierderea Lui. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. 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 Și viața veșnică este aceasta. Să Te cunoască pe Tine Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care L-a trimis. Scump prieteni, împrieteniți-vă cu El pe curând.